Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă în spatele reflectoarelor, în viețile private ale celor care ne încântă cu talentul lor pe scenă? Ei bine, pregătește-te să asculți o poveste ce-ți va ține sufletul la gură. O poveste de viață, plină de emoție și învățăminte. Îți recomandăm să urmărești videoul până la sfârșit pentru a avea o înțelegere completă a poveștii. Monica Angel, câștigătoarea Festivalului Cerbul de Aur din 1996, și-a deschis sufletul într-un podcast cu Ilinca Vandici, dezvăluind detalii cutremurătoare din viața sa personală. Ce i-a făcut Monica să-și șteargă lacrimile în timp ce vorbea? Așteaptă să vezi! Monica a vorbit cu nostalgie despre legătura sa strânsă cu familia. Amintește-ți mama ta, cum te-a crescut? Monica are mulțumiri adânci pentru mama sa, recunoscându-i meritul pentru modelul de mamă pe care l-a devenit ea. În cuvintele ei, mama și tatăle ei au fost stânci de susținere, crescând-o și pe fratele ei într-un mediu plin de dragoste și echilibru. Ai avut vreodată o poreclă pentru tatăl tău? Monica îl alintă pe tatăl ei, Vikingul meu, sursa ei de forță, modelul de bărbat din familie. Nu e surprinzător că Monica nu a simțit nevoia să citească cărți de parenting. Am învățat să fiu părinte de la mama mea, a mărturisit artista, cu lacrimi în ochi. Dar, să știi, nu a fost totul roz pentru Monica. Te-ai gândit vreodată la ce pericole ascund intervențiile estetice? Monica a suferit pe propria ei piele. A fost la un pas de moarte după o operație de liposucție nereușită. În trecut am făcut o liposucție și a fost ceva rău, rău. Din păcate, cel care a făcut chestiunea respectivă a și murit între timp, a mărturisit ea. Și ce crezi? Monica Angel și Jojo, două personalități marcante ale scenei românești, nu s-au înțeles bine de la început. Dar cum a evoluat relația lor? După ce a fost cooptată în grupul Divertis, la recomandarea regretatului Giuri Pascu, Monica a primit vești despre un nou membru. Acela a fost momentul când a cunoscut-o pe Jojo. În ciuda unei prime întâlniri pline de prejudecăți, Jojo a devenit în timp una dintre cele mai bune prietene ale Monicăi. Așa se transformă viața, nu-i așa? Așadar, câteodată viața ne pune la încercare, dar prin toate aceste provocări învățăm, ne dezvoltăm și descoperim relații prețioase. Monica Angel este un exemplu clar de aceasta. Un exemplu de putere, reziliență și empatie. Poate că acestea sunt ingredientele care fac un cerb de aur, nu crezi?